Dacă ar trebui să aleg pentru dumneavoastră din 5 reportaje unul, ce să fac? Închid ochii și zic, ăsta nu, aici nu, nu, nici ăsta nu. Dar ce-ar fi să vedem următorul reportaj, adică ăsta? Domnișoara Roxana Spânu, v-aș ruga să ne spuneți câte ceva despre lacul, balta de la Făgău, cum îi spun pescarii, ce înseamnă ea, ce rol are atât din punctul de vedere economic pentru comună, cât și din punctul de vedere, știu și eu, social, edilitar, turistic, cum vreți să spunem. Economic, din păcate, nu aduce mare lucru comunei, pentru că aparține de Apele Române. În schimb, din punct de vedere turistic, foarte mulți vin și își petrec zilele frumoase de vară pe malul lacului. Mulți dintre ei pescuiesc, fac baie. E o zonă de petrecere a timpului liber, practic. Are cam vreo 4 lungime lacul, 4 km lungime? Cred că mai bine, cred că vreo mai bine. 5 km lungime și undeva pe la 200-300 de metri lățime. Foarte frumos. Cam ce se pescuiește, ați auzit? Da, mi-aduc aminte când eram copil și veneau pescarii la bunicii mei în curte și ne aduceau niște somni extrem de mari, care nu încăpeau pe masă. Oh, erau deci probabil de 10-20 de kilograme. Și legende despre monstru, bălții. Da, întotdeauna au existat și acum vorbesc copiii despre monstru bălții care îi prinde de picioare atunci când care cam cât de mare ar fi? Cred că 2 metri lungime, probabil. Dar există și o bază reală pentru el? Am înțeles că s-au văzut exemplare foarte, foarte mari de somn. Oh, da, interesant. Eu mărturisesc, n-am văzut decât o știu că la vreo 15 kg pescuit aici, într-adevăr, și ceva somni deosebiți, dar cum spuneți, probabil că... Foarte mari și mi-aduc aminte de căruțe în care erau puși de-a lungul căruței și erau imensi. Că... Deci iată că pescarii au un motiv să vină aici. Da, nu știu dacă chiar îi prind, dar în momentul în care balta este secată, atunci probabil că se fac cele mai mari capturi. Dar cel mai frumos nu e să visezi la marea captură, nu neapărat să o faci, că orice vis când l-am împlinit, deja trebuie să căutăm altul. Da, și probleme creează turiștii sau... Clasicele probleme și anume gunoaiele pe care mulți dintre ei le lasă în urma lor. În schimb, în ultimul timp au început să și le mai strângă și să conștientizeze cumva. Se văd semne de civilizație. Se văd. Atunci nu putem decât să-i invităm aici vara. Îi așteptăm cu hamacele în pădurea de tei de deasupra lacului, cu undițele și costumele de baie. Perfect. Vă mulțumim frumos. Mare plăcere.